Galateni în contextul iudaic al primului secol. Cartea către Galateni este probabil cea mai citată carte de către creștini pentru a susține ideea că legea lui Elohim a fost desfințată în ce privește punerea în practică. Este cert că această lege nu este corect înțeleasă tocmai din cauza faptului că sacrificiul lui Mașia la fel de greșit înțeles ar fi pironit la cruce toate poruncile. Pentru majoritatea creștinilor, această carte reprezintă Biblia ea împreună cu alte scrieri ale lui Pavel s-au transformat în criteriul principal de interpretare a cuvintelor scrise în Vechiul Testament, cât și celor spuse de mântuitori și apostoli. Așa că tot ce a spus Iahușua Mântuitorul trebuie filtrat după spusele lui Pavel pentru a da o aplicare corectă și valabilă a poruncilor. Formula de bază pentru cel care împlinește poruncile cu devotament este ai căzut din har și ca urmare jerfa lui Mașia nu mai folosește la nimic. Prin aceste cuvinte se dorește a clarifica că epistola către Galaten nu desfințează legea lui Moșe, ci o confirmă. Dorința este de a aduce lumina asupra cuvintelor răstălmăcite de creștini din cauza traducerilor și din prisma unor mentalități dispensaționaliste de înlocuire a poporului ales, și din ignorarea contextului social, religios, cultural și antropologic expresiile lingvistice, ebraismele din epoca lui Pavel și audiența căruia i-au fost adresate problemele pe care le-a înfruntat cu rabinii nici măcar nu ne sunt familiare în secolul actual, doar ce cultura în care se aflau apostoli este necunoscută de creștinii majoritari. Însă când se dovedește a se înțelege conceptul și mentalitatea autorilor noilor scrieri, optica cu care se va citi cartea va fi una diferită și cu un înțeles bogat din punct de vedere Spiritual. Pavel, la fel ca și mântuitorul lui Iachua, a fost un evreu care s-a născut și a murit tot evreu. A susținut mereu importanța păzirii poruncilor divine și a vociferat vehement la adresa celor care promovau credința și justificarea prin faptele legii. De aceea, ordinea susținută de el era credința în mașia și împlinirea torei. Prin această scriere se vor evidenția aspectele greșit înțelese cum ar fi. Iudaismul primului secol nu era bazat pe legea lui moșetora, ci pe tradițiile dezvoltate și achiziționate de evrei care s-au întors din robia babiloniană. Tăierea împrejur și de ce a reprezentat o problemă în primul secol, ce înseamnă blestemul legii și înțelesul pe care îl dă Pavel acestei expresii ce înseamnă a fi mântuit pentru un iudeu din primul secol, diferența dintre legea lui Moșe și legea iudaică. Conceptul a crede, credință în conceptul ibraic al primului secol. Este important de lămurit că Galatia nu era o biserică, ci o regiune în Turcia de azi, unde se afla un număr de adunări ale credincioșilor în mântuitor, precum și din Antiohia, Iconia și Listra. Cartea este adresată a acestor comunități. Chiar dacă sunt numite biserici, să nu uităm că erau adunări, grupări de persoane care asistau la sinagogă. Majoritatea era compusă din trei grupuri. 1. Iudeii din naștere, proveniți din Regatul de Sud, descedenții din tribul lui Yehuda, Biniamin și Levi. 2. Prozeliți, neamurile venite la iudaism trei, temătorii de Elohim, neamurile simpatizante cu iudaismul, dar care nu îl practicau. Este de remarcat cum creștinismul a fost de fapt dintotdeauna neseparat de iudaism și mai degrabă o sectă a iudaismului. Iudeii nu se așteptau ca și neamurile să fi fost incluse în planul de mântuire. De aceea tatăl a arătat prin viziunea lui Petru că neamurile nu mai trebuiau să fie numite necurate deoarece prin sacrificiul lui Mașia puteau avea parte de aceeași moștenire ca toți ceilalți. Din Perga și au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua șabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Versetul acesta arată clar care era audiența lui Pavel, era o sinagogă judaice, nici de cum biserice evangheliste. Mesajul lui era centrat pe Mașia, uneori era bine primit, alteori nu. Neamurile s-au arătat mai receptive în această direcție pentru că înțelegeau vestea bună, de a putea fi din nou parte a poporului ales prin credința în Mântuitor. Acest lucru îl vedem în pasajul următor. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în șabatul viitor despre aceleași lucruri, și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din Udei și din proseliți evlavioși au mers după pave și după Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îl îndemnau să stăriască în harul lui Elohim. În șabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Elohim. Iudeii, când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl Jocoreau, dar ba Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Elohim trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voinul, nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Greșeala comisă de creștinii catolici și evangeliști este că la citirea acestor versete unde Pavel și Barnava sunt respinși de iudei ar fi din cauza că Pavel vorbea pe gustul neamurilor, când de fapt Pavel apăra legea lui Moșe, Tora, dar respingea sectorul iudaic cu tradițiile lui, Talmudul. Deci prin credință desfințăm noi legea, nici de cum, din potrivă, noi întărim legea. Dacă în România apăra legea Tora, cum este posibil ca în Galaten să o respingă? Ar fi fost un ipocrit. Ce predica Pavel era împotriva supunerii la legile tradiționale la rabinilor iudei ca și condițiile la mântuire. Pavel, rabinul fariseu. Pavel era văzut cu niște calități lăudabile, iudeu dintre iudei, circumcis în opta zi, graduat la cea mai populară școală fariseică din vremea lui Gamaliel, un expert în cunoașterea legii lui Moshe Torah și a legii iudaice Talmud, funcționar direct al Sanhedrinului. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Elohim și făceam propăd în ea și cum era mai înaintat în uh, religia iudeilor decât mulți zineamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Se bucura fără îndoială de re o reputație excelentă. El a fost care a consimțit moartea lui Ștefan. În câteva locuri din noile scrieri s-a descris ca un evreu israelit descendentului Abraham. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânță a lui Abraham? Și eu sunt. Întreb, dar, ale pădatei Elohim pe poporul său? Nici de cum, căci eu sunt israeli din sămânța lui Abraham, din seminția lui Biniamin. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Cilicie, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost totate atât de plin de râvnă pentru Elohim, cum sunteți și voi toți azi. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei a strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. Gamaliel a fost nepotul lui Hilel, fondatorul uneia dintre cele două școli renumite. Cealaltă școală era a lui Shammai. Era dificil accesul la aceste școli, doar cei mai buni studenți și practicanți ai torei trebuiau să o demonstreze prin memorizarea torei. Cu asta ne putem face o idee de cum era nivelul intelectual al lui Pavel în Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit la Tesalonic, unde era o sinagoga a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de șabat a vorbit cu ei din scripturi. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de șabat și îndupleca pe iudei și pe greci. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Elohim și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat în prejura opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Biniamin, evreu de evrei, în ceea ce privește legea fariseu, în ceea ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Mulți interpretează că ce a considerat Pavel ca un gunoi era legea lui Moșe, dar de fapt se referea la faima și cea, și cea tot uh, la calitățile ce întrunea el ca fiind un fariseu recunoscător și apreciat pentru iudei. Pavel știa că mașia Mântuitorul era fiul lui Elohim care a venit ca un evreu a trăit și a murit tot ca un evreu și a învățat Tora, dându-i valabilitate, aducându-o la forma originală. Baza și fundamentul credinței Israelului era Tora, profeții, nevim și scrierile chetuvim. Acestea formează ceea ce creștinii cunosc ca Vechiul Testament. În timpul cât Israel a fost doar un regat în timpul domniei lui Shaul, David și Solomon, nu erau cărțile profeților, doar Tora. Când roboam fiul lui Solomon nu a slujit intereselor poporului, triburile din nord, cele zece conduse de Ieroboam, s-au separat, devenind astfel un regat separat. În sud au rămas triburile lui Yehuda și Biniamin, împreună cu o parte din tribul lui Levi. Ele au fost loiale casei lui David. Acest lucru se poate citi în unul împărați, capitolul 12. An mai târziu, regatul de nord a fost luat captiv de Imperul Asiriei în jurul anului 722 și nu s-a mai întors în Israel. Mai târziu după an avea și regatul de sud Iehuda să fie luat în captivitate în Babilonia, ceea ce profețise Ieremia. În timpul robiei babiloniene s-au scris cărțile plângerile lui Ieremia, Ezechiel, Daniel, Estera, Ezra și Neemia în procesul de întoarcere după 70 de ani. Timpul cât au fost în robie, Yehuda din dorința de a continua păzirea Torei, au elaborat porunci proprii desemnate fiecarei porunci din Tora pentru a se asigura că nu se va pierde valabilitatea cât și practicarea ei. Aceste măsuri de precauție au fost preluate apoi și adăugate de către zeloși iudei și mai târziu ca ceea ce se cunoaște astăzi cu numele de legea orală sau mod. Pentru a-i da o și mai mare importanță, au spus că această lege orală Talmudul a fost dată lui Moșe împreună cu legea scrisă Tora. Legea orală a fost transmisă din generație în generație, iar după un timp a rămas ca o compilație fiind numită Talmudul Babiloniei, Talmudul Ierusalimului, Mișna și alte scrieri rabinice cu un conținut bogat istoric. Talmudul a început să ia amploare începând cu captivitatea babiloniană devenind treptat autoritatea principală a sectelor fariseice de interpretare a legii lui Moșe. Pe măsură ce Talmudul s-a sistematizat, a luat amploare și era considerat legea iudaică ce conține baza și esența existenței iudaismului. Însă Deuteronom 4 cu 2 ne spune să nu adăugăm și să nici să scoatem de la cuvântul lui. Cunoaștem că Vechiul Testament este compus din Tora, Profeții și Scrierile, cărțile poetice. Tora reprezintă primele cinci cărți ale lui Moșe, Geneza, Exol, Levitic, Numer și Deuteronom. Talmudul este mult mai consistent, nu există comparație între una și cealaltă. Talmudul conține și lucruri bune, însă majoritatea din ele nu au susținere în Tora. Iată câteva afirmații din Talmud fără fundament biblic. Elohim a dat legea orală lui Moșe pe muntele Sinai, Elohim a făcut legământ cu Israel în baza legii orale. Biblia spune că legile rabinilor trebuie să fie ascultate. Decretele Conciliului Rabinic nu se pot pune la îndoială și au autoritatea exactă ca și Moșe. La citirea acestor rânduri, înțelegem Lesne că se aseamănă cu ceea ce a făcut și Biserica Catolică. Acest comportament a fost combătut de Pavel în scrisoarea Galateni, nici de cum învățătura din Tora. Iudaismul reprezintă sistemul de credință care s-a dezvoltat începând din timpul captivității babiloniene. De aceea, acest detaliu ne permite să înțelegem de ce Pavel a mostrat în Galateni 2 cu 14 pe Petru, acuzându-l pe acesta de judaizare a neamurilor. Nu l-a mostrat pentru că cerea neamurilor să păzească Tora, ci pentru atitudinea lui care l-a făcut să se supună unei legi rabinice care nu avea suport scriptural. Ce spunea acea lege rabinică mai exact? că un iudeu nu poate mânca la aceeași masă cu unul dintre neamuri. Deja pe vremea Mântuitorului, ceea ce predomina în iudaism era legea rabinică iudaică și nu legea scrisă Tora. Iudaismul primului secol susținea că ascultarea de legea lui Moșe avea validitate doar dacă se împlinea concomitent cu legea orală. Un iudeu din primul secol, când făcea referire la lege, nu întotdeauna se referea la legea lui Moșe, ci putea însemna legea rabinică. Îl putem înțelege pe Pavel de ce a intervenit ori de câte ori a fost necesar și vorbea dezaprobator față de lege. Din acest motiv, lipsa de înțelegere a provocat ca tot romano-catolicismul și cele aproximativ 40.000 de denominațiuni creștine existente la ora actuală să-și fabrice propria doctrină. Din cauza faptului că ori de câte ori se menționa lege, se punea pe seama legii lui Moșe. Dar galatenii erau familiarizați cu terminologia, la fel cum noi înțelegem cuvântul democrația, fără a fi necesară formularea definiției ei la tot pasul. Ceea ce este îngrijorător este faptul că creștinii nu cunosc contextul iudaic și nici nu doresc să afle mai multe. Ca orice bun fariseu, Pavel a fost format în legea orală și rabinică. Toate cunoștințele le-a socotit ca pe un gunoi, toată reputația ce o avea printre rabin de asemenea. Dar în niciun caz nu mânca porc, încălca poruncile divine și predica împotriva torei pe principiul acum suntem sub har. Asta este o greșeală colosală. Și cum era mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram în de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Elohim până în ziua aceasta. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Îți mărturisesc că slujesc elohimului părinților mei după calea pe care eu numesc partidă, eu cred tot ce este scris în lege și în proroci.